Dar ziua bună, părinte, dar ce faci? Ziua bună, dascăle. Păi ce să fac, nu vezi? Spăl mașina, măi. Să arate mai bine, măi. Frumoasă, frumoasă mașină, uite. A, frumoasă, dar frumoasă. Cum a cui? A mea, măi, a mea. A matale? Da. Nu-ți venea crede, ai? Ia urc oleac acolo așa să vezi ce mașină mi-am luat, măi. Hai să-ți arăt. Urcă mașină oleac să vezi acolo ce bord are, măi. Ia uite. Vai. Da? Ia uite, dască. Nici nu-ți venea crede, nu? Hai, dar ce mare. Băi, o bombonică de mașină, măi. Da, aha. Și dacă îți spun cu cât am cumpărat-o, cum mi-a vândut-o un prieten de-a meu, înțelegi? Ha. Nici nu-ți vine a crede cu talotul. Cu cât, părinte? Cu 4.000 de euro. Cu 4.000, da? Da. Nu e așa că e un preț bun? Și unii mai pui că am și certificat de la retro la ea, e scutită de toate taxele, nu mai plătesc nimic la ea. Nimic, nimic. Părinte, tu ai luat mașina asta din banii lui Mărioara. Da, ce mai da, scălim mai ce tu, măi? Părinte, oamenii ăștia au donat bani pentru biserică, nu să-ți iei tu mașină. Da, măi, dascăle, ai dreptate, măi. Băi, ei au donat bani pentru biserică? Da. Mașina asta e bisericii. De acum încolo vom avea cu ce să mergem prin sat, măi, la oameni, la problemele lor, să ajungem mai repede, măi. Că nu o să fim nevoiți să mai mergem pe jos, măi. Să mergem cu mașina, măi, că avem cu ce, măi. Și știi de ce am ales mașina asta? Ia, de ce ai ales-o? Pentru că este o mașină veche. Și nu o să mai aibă lumea de bârfi prin sat, că, uite, cu ce umblu popa prin sat. Pentru că o să vadă că e veche. Știi că lumea la țară e mai greu de cap, măi. Părinte, ascultă aici la mine. O să vină băietul lui Gelu Sămânțaru. Ăsta care o dona banii. Da. Și ăștia au dat pentru biserică, nu ți-am zis, nu să-ți iei tu mașină. Bă, da, ascultă. Bă, dacă tu pui la inimă toate problemele astea proaste, mă, unii nu mai pui pe alea bune, măi. Băi, noi avem cu ce merge prin sat? Asta înseamnă să fii șmecher, dascăle. Da. Auric, unde pleci, fă? Ți-am spus, minti, că plec în Italia. Cum fă în Italia? Da, nu mi-ai zis să plec? Uite, îmi fac bagajul. Fă, stai că eu nu înțeleg bine, fă. Dar ce să faci acolo? Am primit o ofertă, mitică. O ofertă? Ce fel de ofertă? Să nu te gândești la prostii. Mă duc să muncesc ca bucătăreasă la un restaurant. Ah, e mâna lui mătă aici. Și dacă e mâna lui mama, mitică? Eu vreau ca să ne ajute, da? Vreau să ne ajute să scăpăm de sărăcia asta. Ce sărăcie, fă, dar n-avem ajutor social? Și tu ce crezi, mitică, că noi ne descurcăm cu ajutorul social? Da! Măi, mitică, noi avem atâtea datorii în satul ăsta. Curentul poate să ne-l închidă oricând. Și tu îmi spui mie că noi ne descurcăm cu ajutorul social? Păi, fă, Aurică, păi tu dacă pleci, cine mai are grijă de casă? Cine mai are grijă de animale? Cine mai face fă de mâncare? Ia ghișește-i, mitică. Tu o să le faci pe tăte. Cum fă eu? Da, tu. O să-ți fac o listă cu tăi și ai de făcut și o să le faci în fiecare zi. Păi, și cât pleci? Nu știu. Un an, doi, habar n-am. Cum fă un an, doi și eu și fac? O să te descurci, mitică. Foarte important, mitică. Cât timp o să fiu eu plecată? Dacă te prind cu vreo fuf în casa mea, o să dormi în drum, ai înțeles? Bine, o să văd eu. Leu, și mă facă. Lasă-mă, Viorele, când m-am săturat de câte ori am venit la tine, totdeauna n-ai avut tu bani pentru clopotul ăsta să dai și tu ca oamenii. Păi nu am, părinte, dacă nu am, nu am de unde să dau, nu am. Ui, nu mai minți, nu mai minți atâta, ui. Toată lumea din satul ăsta are bani de clopot, numai tu ești șmecher și nu dai nimica. Ui, dă banii. Mă jur că nu am niciun leu să dau pentru clopot. Nu mai am nici curent,
Nu mai am nici apă în fântână. Trebuie să mă duc acolo la tanti Iulica de la Valiu, să scot apă, să car, bă, o grămadă de treabă. Nici curent nu mai am. Îți dai seama, eu și fac. Bună ziua, 46? Bună ziua, el. Aici lucrește Viorel Tătaru? Chiar el în persoană? Am adus coletul. Hai de când îl aștept. Mamă, mamă, dă răbd să-l văd. Uite-i coletul meu. Coletul meu, tricoul meu, tricoul. Auză-l cum miroase, fie antenule cu el. He? Arată fain? Vă stă bine. A, cum plătesc, cash sau card? Eu plătesc doar cash când permit. Cât faci tricoul ăsta? 200 toc transport. Bă, dar parcă aveam reduceri la ăsta. La tricourile originale nu se fac reduceri. Corect, eu prost că am întrebat, hă? Normal, numai alea fake cu reduceri. Astea originale, bă, când ești original, ești originale. N-ai respect. Asta e. O zi frumoasă vă doresc. Numai bine și sănătate. Păi, îți bagi joc din noi? Păi, nebule, îți bagi joc din noi? Eu? Doamne ferești, dar n-ai cum să-mi bat eu joc din voi. Păi, păi, tu n-ai bani de clopo și îți iei tricou la 200 de lei? Original chiar? Păi, dă banii de clopo, tăi. Dar voi chiar insistați, vă dau bani de clopo? Da. Nu am, măi, nu am de unde să-ți dau. N-ați văzut? Am dat banii, 200 lei, am dat la om. Dacă n-ați fi fost aici și n-ați fi văzut, vă mai credem, dar așa nu am. Măi, Viorele, noi ne-am plictisit să tot venim la tine, mă, să-ți cerim bani de clopot, măi. Părinte, glumă, glumă, panaram, panaramă. Voi chiar mă enervați. Dacă nu am, nu am. Înțelegi? Măi, Viorele, să știi că treaba nu rămâne așa. Cel de sus te vede ce faci, Viorele. Grijă mare, Viorele. Păcat. Părinte, ia stai, Iulia. Măi, e pe mine așa, mă amețești. Da mașina asta de unii. Da, ce te interesează pe tine, măi? Nu cumva ai luat-o de la Fănică la Turtitul, din deal de la Găureni de sus? Ce-ai făcut? Ai luat mașina de la Turtitul? Da-și, măi, da-și, măi. Da, măi, da, am luat-o de la el. Și dacă am luat-o de la el, ce? Cea mai mare greșeală ai făcut. Greșeala vieții tale. Păi ăsta e mașinile din străinătate, cu bani puțin. Li faci o leacă-i și le vinde. Dar știi de ce-l cheamă Turtitul? De ce? Că li e turtiti din străinătate, li ferchezuiește o leacă așa și li vinde la proști, domnule. Apropo, că te-ai dat pie? Păi n-am. 4.000, 4.000 o dat pie. Taci, da, scăle din gură. 4.000 de coco? Părinte, de asta e o țapă mai mare decât clopotul care vrei să-l cumperi, domnule. Păi într-o săptămână de zile mașina asta nu mai merge. Și-l văd pe dascăl, pe deal, pe aici. O, mașină, mașină. Da, apropo, asta ai luat-o din banii pentru clopot? Nu. Nu am luat-o, măi, nici de un bani de clopot, măi. O familie din stat de aici mi-a donat niște bani ca să cumpăr mașina asta. Nu un zgârcit ca tine, că n-are bani să dea pentru un clopot acolo. Părinte! Din ce donație ai cumpărat mașina asta?